Ioana Nicolae, ai vorbit cu patos și înseamnă că ți-a plăcut cartea. Deși Fernando Pessoa spunea, domnule, când vorbești în public poți să ai un patos construit, un patos fals sau un patos real. Nu contează, amândouă sunt bune. Al tău a fost un patos real. Permiteți-mi să-i dau cuvântul acestei mari traducătoare, care este, și nu glumesc, astăzi am avut două lansări cu două mari traducătoare, cu Alexandra Coliban pentru Ministerul Fericirii Supreme de Arundhati Roy și iată cu Luana Schindu pentru Vesna Goisol și Miu Careni. Ce ne poți spune, Luana, despre ce vrei tu, despre Miu Careni, despre personajul feminin, despre traducere? Și că dintre toate cele pe care le-am tradus și care, pe care le-am iubit pe fiecare în parte, am rămas cu senzația că asta o să fie una dintre favorite. Este o carte care te absorbe și te absorbe pentru că dincolo de orice citim prezentarea și chiar începând să citești cartea, ai senzația că este o primită Yeah.
români cu foarte multă cultură.